După Shakespeare și alți ratați, a venit și rândul lui Superman să iasă la lumină. Aflai și eu azi că e bisexual. Muream prost. La urma urmei, cu Beethoven în dulap, pe motiv că s-a născut alb. Superman, măcar să aibă bunul simț să fie bisexual, după ce că și el tot albie. O aștept și pe pițipoanca aia de Barbie să iasă, să spună că e lesbiană non-binară și să-i rupă inima iubitului ei, Ken, care descoperă la rândul lui că e femeie. Și pentru că toți suntem la capitolul corectitudine politică, aflați că ultimul număr al revistei Lancet definește femeia drept un corp cu vagin. Asta de teamă să nu se oftice nimeni. Dar ce zici, s-au ofticat fix corpurile cu vagin. Îl aștept și pe Batman la cotitură. Ăsta sigur este transgender. Negru, bisexual, binar, non-binar, asexual, pansexual, aromantic. Ai auzit bine? Bine, nu știu ce e aia, dar sună bine. Și agender. Așa, ca să nu se mai oftice nimeni niciodată. Doar corpurile cu vagin. Dar de alea nu-i pasă nimănui. Bun găsit, oameni buni, la o emisiune în trei părți. Discutăm despre lucruri importante care se întâmplă în România și nu numai. În prima parte vom vorbi cu profesorul Leon Zăgran. Domnia sa este neurocercetător, aflerat în biserică. O să aflăm imediat de ce a făcut asta sau, de fapt, de ce a fost atacat domnia sa. În partea a doua, un regizor, un dansator genial, pe numele său Gigi Căciuleanu. Vom discuta despre un spectacol pe care îl pune aici la Teatrul Național și despre câte se întâmplă în lume. Iar în ultima parte, Cornel Nistorescu va face o disecție a scenei politice, a vieții românești. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit! Spuneți-mi, vă rog, ce ați făcut ca să înțeleagă și telespectatorii, fanii mei și tinerețea? Întrebarea este puțin retorică, pentru că dacă nu o legăm de timp, eu pot să înțeleg ce am făcut acum un an. Nu, ce ați făcut acum în ultima vreme? Da. Ați fost atacat și au vrut să vă dea afară. Doar v-au schimbat. Nu, problema a fost în felul următor. Începând din septembrie, niște articole apărute în media au vrut să mă includă în categoria antivaccinistilor sau conspiraționiștilor. Așa, și conspiraționiștilor și împotriva purtării de mască. Am primit din acest motiv o notificare din partea comisiei. Păi stați puțin, că eu am citit ce a scris dumneavoastră și a spus dumneavoastră. Păi, nu știu cât ați văzut că sunteți n-am văzut să fiți împotriva lucrurilor de care vorbeați. Că a zis că studenții să nu poartă masca la... Nu este. Nici măcar acest lucru nu este adevărat și vreau să precizez. Spuneți. Ca să fie toată lumea conștientă de ceea ce am solicitat după un examen astă iarnă, da. Deci în sesiunea de iarnă, un examen, să își dea masca jos, dacă vor, să facem o poză, pentru că nu-i văzusem practic un semestru întreg, am avut toate cursurile online și ca atare am solicitat acest lucru. A fost o propunere care dura oricum câteva secunde, că oamenii erau așezați în amfiteatru după examen și așteptau să număr... Și de aici eticheta de conspiraționist și antivaccinist și împotriva... Nu, conspiraționist a venit din alte surse considerente, pentru că eu am mai scris pe pagina de socializare o serie de aspecte la care am sugerat ca lumea să fie atentă, pentru că se poate întâmpla următoarea. Și lucru care, de fapt, suntem... în prezent. Ce se poate întâmpla? Atunci spuneam că o să fie introduse niște reguli foarte rigide și de restricționare a normalului, a libertății umane. Păi și ce legătură asta cu a fi conspiraționist? Și eu îți vorbesc în fiecare seară despre dreptul și libertății restrânse. Eu am făcut-o, cred că prin martie anul trecut, prima dată. Prea devreme. Ați făcut-o prea devreme. Incertitudini cu privire la... Și sunteți aici, un profesor recunoscut, sunteți un neurocercetător, domnule profesor. Nu sunteți
să spunem, oareși cine. Avantajul meu este că de foarte devreme, după terminarea studenției și a stagiului, că am făcut un stagiu în clinică, așa am reușit să ajung cadru universitar, asistent la medicină, lucru pe care mi l-am dorit foarte mult, pentru că motivul pentru care eu am făcut facultatea de medicină, motivul principal a fost să fac cercetare. Deci m-a interesat mai mult această zonă și ca urmare am reușit prin peripeții specifice perioadei respective să iau concursul de asistent la Catedra de Fiziologie. Am avut noroc, ca să spunem așa, că la un moment dat șeful de catedră mi-a interzis accesul într-un anumit laborator și atunci mi-am organizat un laborator de la zero și care a ajuns, pot să spun, la o performanță remarcabilă, ca să nu fac... Tot rău spre bine faptul că v-a interzis. Absolut, absolut. Și am dezvoltat în paralel domeniul de cercetare în zona neuroștiințelor și în același timp, sigur, am încercat să ridic fiziologia la un prestigiu meritat, pentru că, vedeți dumneavoastră, premiile Nobel pentru medicină, nu știu dacă lumea e la curent, de obicei, adică titlul oficial este premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină. Deci fiziologia ca știință este practic înaintea medicinei. Bun, și dumneavoastră așa în câteva minute ați descris o carieră de om, da? De cât timp sunteți lucrați în cercetare și în educație? Păi am intrat ca și cadru universitar acum 40 de ani, mai sunt 3. Bun, și de ce credeți că după 40 de ani, de când ați devenit cadru universitar, mulți ani de cercetare, ați ajuns în postura în care să fiți destituit din, și înlocuit din funcția de șef de disciplină, da? Da. Deci, și cât paci să fiți dat afară și din funcția de profesor. Mă rog, pentru că v-ați exprimat niște păreri care, din punctul meu de vedere... Nu, asta a fost un pretext. Deci asta a fost un pretext. A, voiau să vă schimbe. Da, vreau să mă schimbe din funcția de șef de disciplină, în primul rând, pentru că sunt considerat ca unul dintre cei mai intransigenți profesori din UMF cu privire la examen. Deși este un examen rezonabil și pot să spun că... Stați puțin, că nu intru acum în problematica legată... Păi de aici a plecat tot. Să spunem, dar până una alta motivul este legat de faptul că ați publicat niște articole. Vorbeam de niște articole publicate... Alea s-au anulat. Cum s-au anulat? Cu privire... Păi mi-au trimis o notificare de la Comisia de Etică să răspund în scris ce anume am de comentat cu privire la acel articol din Newsweek, că ăla a fost torsionat și așa. Și întors pe toate părțile. Așa. Am răspuns, i-am convins și a ieșit din scenă această... Bine, a ieșit după ce a fost un întreg scandal. Da. Ce credeți că se întâmplă cu lumea și ce se întâmplă în România? Dacă un profesor, dacă un neurocercetător este pus la zidul infamiei, da? Pentru că a scris câteva articole. De ce am ajuns aici? Nu ăsta, repet. Substratul e una. Acum lăsați să spun părerea. Vă rog. Așa, deci substratul este că, și asta este poate un motiv de îngrijorare, faptul că un număr tot mai mare de studenți intră, așa zis, la taxă, cu sau fără examen, și nu sunt obișnuiți să facă față pretențiilor și atunci mai... Universitare. Corect. Până atunci, apropo de ceea ce se întâmplă, vedeți că sunt oameni care au opinii diferite decât majoritatea și sunt puși, mă rog, și de o parte și de alta sunt puși. De ce credeți că se întâmplă asta? Cum am ajuns în momentul ăsta? Din cauza acestui virus nenorocit? Sunt doi factori. Un factor, zic eu, principal și care nu este totdeauna ușor de... perceput, deci nu este la îndemâna tuturor, este un gen de tendință, și nu mă refer acum la România, mă refer la aspectul mondial, de zombificare a populației. Asta este părerea mea. Cum? Zombificare. Zombificare, sună bine. Schimbați titlul. Zombificarea populației. Da, care se obține în general prin
lipsa de educație și mai ales calitatea educației, și acest lucru se observă foarte mult. Un alt aspect este faptul că o mare parte din universitățile, în special de stat, și în special în România, au o finanțare foarte mică sau insuficientă, inclusiv pentru domeniul educațional, dar și pentru cercetare, pentru că cercetarea în general în lume se face în universități. Ca atare, universitatea încearcă să se adapteze. Și cum se avem poate... titlul, să știți, zombificarea populației. Vă rog. Cum se poate adapta luând studenți cu taxă? Taxe care variază, știți foarte bine, în toată lumea, de la universitate la alta. Problema este că ar trebui, după această admitere în universitate... Să se facă școală. Să se facă școală, să facă o și selecție. Și dumneavoastră spuneți că nu se face școală. Și nu. Eu spun că nu se face suficientă și nu este un reproș care îl aduc în primul rând studenților, pentru că vreau să și spun... Și școlilor. Politicii de educație. Pentru că de asta am spus termenul de zombificare. Începând cu școala primară, învățământul este tot mai standardizat, tot mai îndepărtat de gândirea critică a omului. Adică sunt solicitați studenții și elevii să reproducă text. Și de aici vine acel analfabetism funcțional. Pentru că sunt și am dat exemple concrete, chiar de la absolvenți de facultate, sunt într-o proporție destul de mare oamenii obișnuiți să răspundă fix după textul cărții sau după textul curții, cursului. Dacă îi scoți puțin din text, și vreau să fiu foarte bineînțeles, nu toți studenții sunt... Problema este că proporția celor care sunt analfabeți, care respectă toate criteriile. Și nu o spun eu, sunt statistici, inclusiv europene. Numai că în loc să ne preocupe acest lucru și să încercăm să corectăm, am impresia că prin această politică a educației, de fapt, se stimulează analfabetismul. Da? Pentru că un individ care intră în această categorie, în mod automat este mult mai ușor de controlat, este mult mai ușor de manipulat, pentru că el nu mai gândește cu propria minte. Deci, la care mai adăugăm un pic și de comoditate, care este un instinct la urma urmei. Plecând de la intransigența de care vorbeați dumneavoastră și apropo de subiectul pe care îl dezvoltați, bănuiesc că ați trecut studenți care au învățat la materia, la specialitatea noastră și pe care a simțit că în momentul în care îi scoateți din curs și din alte lucruri, ar putea fi analfabet. Deci, ca să fiu bineînțeles, unul din motivele care mi s-au reproșat a fost, stați că nu știți ce vreau să zic, am felicitat studenta care a luat cel mai mare punctaj la examen, adică 49 din 50. Și adevărat că mi-am scos și eu masca și colega în momentul în care am felicitat. Sigur că a fost pus și a plecat de aici. Dar, în principiu, statistica pentru acest an, care a trecut, poate fi considerat cel mai nociv din punctul de vedere al denigratorilor, au trecut 89,9. Adică 90% din studenții care s-au prezentat la examen au promovat. Ceea ce mi se pare un procent absolut rezonabil. V-am întrebat altceva. Bun. Dintre cei care au trecut, că asta aici vreau să ajung, peste 75% au obținut note de peste 8. Deci, la examen. Nu are legătură cu ce v-am întrebat. Păi asta m-ați întrebat, dacă cei care învață. Nu v-am întrebat dacă dumneavoastră ați trecut studenți care au învățat la cursul la specialitatea noastră, dar pe fond, așa vorbeam în general, sunt analfabeti funcționali. Nu pot să răspund precis la această chestiune, pentru că ținând cont de comentarii și de înjurăturile care le-am primit și de atitudinile unor colegi, pentru că nici pentru mine nu este plăcut să știu că fiul colegului meu de disciplină sau de catedră a picat. Și atunci am încercat să fac o proporție între
întrebările mai ușoare și cele dificile pentru a diferenția lumea. Bun, cu lumea ce se întâmplă? Am înțeles. Sunteți foarte intransigent și nu vreau să discut despre asta, că nu e treaba mea până la urmă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, apropo de zombificare? Pentru că vorbeați că asta se întâmplă la nivel global. Da, este... Din cauza pandemiei sau pandemia a relevat, scos la suprafață? Deci, opinia mea este că pandemia era așteptată pentru a se produce această harababură sau degringolată. Vedeți că sunteți trecut imediat la conspiraționiști. Am argumente și... Deci era așteptată, da? Era așteptată, dacă nu cumva... Chiar provocată. Deci acest lucru îl discută oameni de știință de înaltă ținută, dacă nu cumva acest virus are și o componentă artificială. Pentru că se deosebește de orice virus care a acționat până acum, în special prin numărul de mutații pe unitatea de timp. Și credeți în acest lucru, da? Nu cred. Deocamdată bănuiți că ar fi posibil. Există posibilitatea ca mintea umană să fie intervenit în... E adevărat. Cum credeți că se va termina pentru omenire, pentru om în general, această pandemie? Păi eu cred că se va termina pentru că... Cum se va termina? Se va trece la o altă stare de degringoladă și care va fi probabil determinată fie de o altă sursă de infecție, fie pe alte zone. Cum este alimentația, lipsa de apă... Deci lumea, practic, din momentul în care a fost declanșată această pandemie, s-a schimbat va rămâne mult. În această paradigmă, da? S-a schimbat mult și va... A degringoladei... Absolut. Continue. Arababurii continuă. A zombificării permanent. Da. Vă rog. Asta este, în opinia mea, pericolul cel mai mare pentru viitorul nostru și mai ales a urmașilor, a copiilor noștri, care sunt, pe de-o parte, separați de familie prin toate mijloacele, care, inclusiv instituționalizarea învățământului, sunt separați de acei 7 ani de acasă, cu tot felul de oferte care le vin, li se oferă și atunci ei acceptă mai repede această comoditate, acest mod de a fi cât mai puțin responsabil, cât mai puțin cu personalitate, să pierd în mulțime tot felul de... Un fel de matrix universal. Cam așa ceva. Păi, domnul profesor, ceea ce spuneți e o chestiune foarte interesantă. Deci spuneți că asta ar începe cu cei 7 ani de acasă. Eu așa consider că cea mai adică important... practic să nu mai existe cei 7 ani de acasă. Adică acea chestiune pe care o auzim de multe ori invocată, că nu are cei 7 ani de acasă, care este la figurat, într-un fel sau altul, va deveni la propriu. Păi sunt două aspecte aici. Și faptul că inclusiv părinții din ultima generație au fost alterați ca mod de a gândi. Deci... Chiar dacă nu este impusă, să zicem, de normele sociale... Vine de la sine, cumva. Vine de la sine. Și gândiți-vă că acei copii care au primit acum sau primesc o anumită educație vor fi, dacă lumea va fi, tot sub imperiul acesta al educației deficitare. Pentru că și sunt studii făcute, inclusiv asupra comportamentului tinerilor. Scopul sau rostul lor este redus foarte mult doar la aspectul material al vieții, la distracție, la putere, la șmecherie și așa mai departe. Și astea sunt statistici făcute pe loturi mari de tineret. Și un alt aspect care mă îngrijorează este faptul că a crescut foarte mult numărul sinucidelor. Sinuciderilor. Așa. Și mai ales în rândul tinerilor. Lucru care ar trebui, pentru că sinucidere e o chestiune care rezultă din conștiința noastră, din mintea noastră, din modul în care ne armonizăm cu realitatea. Deci aceasta este o dovadă că un număr mare de tineri, numărul este undeva pe la 800.000 pe an de sinucideri la nivel planetar. În unele țări, de exemplu în Statele Unite, este considerată a doua cauză de moarte
în rândul tinerilor. Iar acest aspect se răspândește practic pe Mapamond. Și elementul principal, după părerea mea, este educația, care ar trebui să înceapă la un alt nivel, din familie, din școală. Din păcate, este tot mai deficitar. Citam un studiu acum, apropo de subfinanțarea educației. În momentul în care bagi un leu în educație, investești un leu, da, în educație scoți 8 lei. Și atunci, cu atât mai mult, ar trebui depinde să investim în educație. Depinde când termină individul, câtă educație face. Poate să fie și mai mică de 8 lei și mai mare. Cei care au masteratul, de exemplu, sau pot să crească acest. Uh-huh. Și este știut. Cea mai importantă investiție este educația. Pentru că educația, în final, determină identitatea ființei umane. Iar dacă noi ștergem această identitate, asta înseamnă, de fapt, sau și asta înseamnă zombificare și pregătim, ca să zicem, venirea inteligenței artificiale. Deci vine? Vine tare. Vine sub tare. Sub ce formă? Inclusiv pentru înlocuirea serie de meserii, chiar în medicină. Deja. Deci se va întâmpla asta curând. Eu zic apropo de neurocercetătoare, da, care sunt ultimele descoperiri sau una, două, cele mai importante? Cred că aspectul cel mai important din punct de vedere, să zicem, general, este colaborarea între studiul creierului ca sistem natural și inteligența artificială. Păi aici e clar că vom ajunge la deja, în filme, nu? Deja sunt o sumedenie de... Și credeți că vom fi cuceriți de ăștia care... pe care știți, cum se va face această conexiune, domnule unul profesor? Unul din laurații premiului Nobel, Penrose, care a luat anul trecut premiul Nobel și chiar prezint citatul la studenți. Spune că dacă vom avea noroc, ne vor păstra viitoarele sisteme sau roboți ca pe niște animale privilegiate. Deci asta este, reproduc, sigur cât îmi amintesc. Ca pe niște animale privilegiate. Da, în sensul că nu mai avem nicio importanță, dar ni se acordă, nu știu dacă termenul de privilegiat este... Cum se va face conexiunea asta între creierul uman și inteligența artificială? Se va face la propriu? Da, deja sunt cercetători care și-au implantat, să zicem, un anumit chip în mușchi, care este conectat cu creierul și cu un computer și poate să transmită gândul, intenția. De exemplu, dacă vrea să ia un pahar dintr-o parte și să-l ducă în cealaltă parte, el nu mai gândește. Se preia gândul. Se preia acțiunea sau nu, mișcarea? Nu, gândul. A, gândul? Gândul și se gândul preia, înfăptuiește se mișcarea. Se transmite unui robot care realizează acest lucru. Unui robot separat? Da, absolut. Am înțeles, interesant. Da. Dacă vorbiți cu extraterestri ăștia, cu ghilimele, să nu-mi ia dragostea, în rest poate, adică nu, aici, să nu-mi ia gândul, de fapt. Deci, aici este, cred că, cea mai mare pierdere posibilă în viitor, dispariția acestei componente afective a omului, în care intră iubirea, intră compasiunea. Credeți că se regăsesc la... și mai ce? Iubirea, compasiunea, conștiința. Conștiința, în final. Ele oricum la politicienii noștri nu se regăsesc, nu? Acum, cred că nu are rost să mai vorbesc eu de politicieni, pentru că... Așa, tot, general. În general, sunt niște mediocri sau... Nu cred. Se confirmă? Nu. E o cercetare? Marga spunea că nu mediocri, este... Prostocrație. Păi vedeți, eu am fost mai blând, mai îngăduitor. Deci vorbiți să nu-mi ia gândul și dragostea, dacă se poate, la mine, să-mi lase prostia. Poți să-mi o lase în continuare, stau liniștit cu ea, nu mă deranjează. Dar prostia deranjează? Sigur că deranjează problema. Nu, îl deranjează pe cel care o posedă? Păi nu, în primul rând trebuie să fie conștient că e prost. Pe asta zic. Păi dacă nu e conștient că e prost, dar, sau chiar dacă sunt conștient... Cât de prost poți să fii ca să devii conștient, mai mult sau mai puțin?
ca să devii conștient că ești prost. Că eu nu, adică eu îmi dau seama de multe ori. Acum, nu există o scară a prostiei. Au încercat unii să pună prin coeficientul de inteligență. Sunt mai multe scări care ar caracteriza oarecum puterea de inteligență a individului. Deci vom avea un amestec, da, de om, inteligență artificială, care va avea, să spunem, componente, cupru și așa mai departe, deci, metalice, adică cum îl vedeți pe ăsta? Deci, am văzut acum că se tratează stările grave de depresie prin implantarea unor chipuri la nivelul scoarței cerebrale. Corect. Deci, Kurzweil, care e unul dintre cei mai mari specialiști în domeniul inteligenței artificiale și a relației creier-mașină, spunea acum vreo 7-8 ani, dacă nu mă înșală memoria, dar cam pe aici trebuie să fie, că până în 30 o să existe entități umane non-biologice. Deci entități umane non-biologice. Și părerea mea este că s-ar putea să avem chiar mai devreme. Pentru că în acest moment există posibilitatea de sinteză a moleculelor organice care nici măcar nu există în natură. Mai mult decât atât, sunt deja experiențe care au sintetizat ADN-ul. ADN-ul e la baza vieții, ca să zicem așa, adică de identitate. Au sintetizat ADN, au sintetizat un organism și care se mulțește cu ADN-ul sintetizat în laborator. Bine că urmează Gigi Căciuleanu, pentru că vi s-a murit la noapte. Domnule profesor, m-a speriat un pic, pentru că viitorul sună, deci, sună non-biologic, un amestec între inteligența artificială și creierul uman și eu nu sunt pregătit. Da. Puteți să spuneți să-mi lase prostia, dragostea și gândul? Pentru că aș vrea să mai întâlnesc o fată în par, să o țin de mână și să-i simt pulsul de la încheietura mâinii. Da, eu vă doresc, și eu sunt pentru a susține ființa umană. Corect. Și cred că din această buntuzuială există o șansă, mai mică probabil, să se reorganizeze lumea într-un mod mai armonios. Și în acest sens... Credeți în asta? Da. Din asemenea... Adică să se facă asta printr-un computer central? Nu. Ființa umană s-ar putea ca din această dezorganizare sau buntuzială să iasă anumite spirite și umane. Și să se ia de la capăt, absolut, să se reseteze lumea. Absolut. Deci dumneavoastră credeți într-o resetare firească, naturală, în bine. Da. Pentru că se vorbește de resetarea lumii în sensul cel mai negativ. Corect. Domnule profesor, mulțumesc pentru cursul din seara asta. Ne-am certat un pic la început că nu răspundeați la întrebări. Și nu sunt obișnuit să nu mi se răspundă, dar chiar am asistat cu mare plăcere la cursul dumneavoastră. Bine. Și vă rog să mă treceți la emisiunea, la examenul următor. Cred că studenții dumneavoastră ar trebui să privească așa cum v-am primit în seara asta, lecțiile ca pe niște povești, că sunt niște povești. Și a fost o mare plăcere să pot vă ascult. Pot să spun două fraze apropo de studenți. Astăzi sunteți profesor. Am avut cursuri începând de săptămâna trecută, da, și vreau să vă spun că au venit atât de mulți studenți la curs, încât eu n-am mai putut să mă înscriu să particip, a trebuit să iasă din listă pentru că e un număr limitat. Adică profesorul nu mai avea loc în sala. 250, nu că e online. Ai online? Da, program. Înțeles că programul este pentru 250 de participanți. Și online tot cu mască? La această întrebare cred că sunteți de acord că nu trebuie să răspund. Da. Mi se pare incredibilă superficialitatea oamenilor care v-au atacat, numai dacă vă urmăreau aceste 20 de minute în seara asta, să vadă că au în față un neurocercetător, un profesor cu toate țiglele pe casă, în afară de faptul că se gândește la ceva însemna lumea, să vă facă conspiraționist, antivaccinist și așa mai departe. Da, au fost niște pretexte pentru că... Domn profesor, ăia care v-au atacat, care au scris în urma lucrurilor pe care, să spunem, le-ați fi spus sau nu, ăia n-au nicio legătură cu pretextul.
Ei au reacționat pur și simplu, fără să vă cunoască, fără să știe activitatea noastră, fără să știe nimic din ceea ce sunteți. Nu sunt întocmai de acord, pentru că acel demers în presă a fost ca să introduc un fel de frică în mine că urma sesiunea. Am înțeles. Și trebuia să vă fie teamă de studenți și să nu mai fiți intransigent. Da. Dar eu cred că totuși în vremurile astea, dați-mi voie, nu e un sfat, este o opinie, să o luați ca atare. Cred că trebuie să fiți mai bun un pic. Raportul între bun și drept e foarte greu de stabilit. Că eu dacă, nu știu, nu, vă ziceam. Deci dacă eu vreau să fiu bun față de un student, să treacă la examen prin intervenția mea, da? Înseamnă că voi fi rău față de pacienții lui. Și nu v-aș dori să aveți un medic care... Să fiți un pic mai bun în sensul acesta. Încerc, nu, dar trebuie să țin raportul între bine și adevăr. Și pacienții astăzi au de suferit, în general? Nici la această întrebare nu cred că e cazul să răspund, că vede toată lumea. Mulțumesc mult, domnule profesor, și vă aștept cu drag să discutăm despre... Despre lucruri pozitive. Despre inteligența, asta e un lucru, inteligența artificială, de acest melanj, care, de acest, cum să-i spun, de acest viitor care, nu știu dacă sună neapărat bine, va fi amestecul între inteligența artificială și creierul uman, într-un fel să scăpăm de câțu mâțu și la nivelul acela să avem niște roboți inteligenți, ca să spunem așa. Da. Bine. Mulțumesc mult de tot. Mi-am făcut seară bună în continuare. Bine. Și mie, rămâneți pe loc, nu plecați. Aici sunt anumite, știți, proceduri în televiziune. Normal. Și nu vreau să vă surprindă camera fără mască. Glumeam. Da, nu. Urmează Gigi Căciulean, un artist, un poet, un dansator. E tot o poezie. Abia aștept să vorbim despre inteligența emoțională. Păi, omul aici se manifestă. Prin asta se manifestă, inclusiv prin creația artistică. Metafora, nu o să poată probabil niciodată un sistem artificial să creeze o metaforă. Frumos. Mulțumesc mult frumos, domnule profesor. Pauză și ne întoarcem cu Gigi Căciuleanu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Regăsit. Regăsit. Arătați ca un artist care a coborât și a făcut timp pentru un biet gazetar pierdut printre vremuri sau prin vremuri. Să ne luminezi într-un fel, să ne spui ce faci, ce mai faci, când ai venit la Paris în primul rând. Da, nici nu mai știu când am venit de la Paris, pentru că am plecat, am revenit, tot fac niște alerătururi din astea. Am venit, când am venit? Acum o săptămână și ceva. Ai văzut că acolo s-a deschis cu totul, lumea aici se închide. Da, bine, acolo toată lumea e vaccinată, adică toată lumea, până la, nu știu cât, 70 ceva, 80%. Și atunci e puțin mai deschis, dar panica este generală și... Și acolo? Panica este un lucru mondial, adică este, nu este și acolo. Este, bine, aici e mai mult pentru că sunt și cazuri mult mai multe în momentul de față. Dar frica e palpabilă și cred că este și unul una din forțele acestei pandemii este frica. Absolut. Panica, știi? Care a cam... Care mănâncă tot atâta cât și virusul, cred eu. Adică virusul panicii și al dezorientării. Cred că panica, teama, frica, cred că au făcut mai mult, au lucrat mai mult ca virusul în lume, nu? Da, eu cred că da. Cred că... Ce credeai că vorbim numai despre teatru, nu? Păi despre teatru vorbim. Lumea e un teatru. Așa spune Shakespeare, dar și Alexandrii spune așa. Lumea e un teatru, iar noi suntem comedienii care vrem aplauze. Mm-hmm. Parisul a redevenit frumos? Parisul nu ar deveni... Depinde de... Nu. E adevărat că asta, uite, mă întreb și eu. Când merg spre aeroport, devine urât că mergem așa. Da. Când te duci spre... Să iau trenul, de exemplu, mă duc la Gare Montparnasse, deci traversez dinspre Pigalle înspre Montmartre, acolo, înspre Montparnasse, acolo treci peste Sena. E frumos. Da, e foarte frumos.
E foarte, dar când te-ai îndrăgostit prima dată de Paris? Ce an era? Am tot zis-o în prima oară, când nu mai știu anul acum. Nu vreau să spun. Noi suntem acum în 2021. Da? Atunci chiar nu vă spun când a fost asta, dar a fost acum foarte mulți ani. Probabil că și ai rămas îndrăgostit pentru întotdeauna. Că de-aia și mie îmi place Parisul foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că este un oraș a vizajului uman, cum se spune. Adică are o... rămâne și pe înțeles unui român fugit și vai de viața lui. Pe undeva există latinitatea asta unde totul e posibil, nimic nu e posibil, ți se spune nu, dar imediat ți se spune da. Pe undeva înțeleg mai mult decât Germania sau mai mult decât chiar Statele Unite, unde care sunt minunate, dar în care n-aș fi putut să Doamne ferește, trăiesc. Mai ales în Germania, dar la fel și în America. Ai putea face un spectacol superb despre Paris. Am tot făcut, uite, chiar acum voi face un spectacol despre Paris, că spui asta, vezi? Plecând de aici, după Chirița, mă duc la Sfântul Gheorghe, unde este, care e orașul care împarte numele Sfântului, și fac un spectacol care se cheamă Java. Java este un dans, este o insulă deja, după aia este un dans care se dansează în șase timp, pam, 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 e un fel de vals în șase timp, care se poate dansa repede, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esențialul acest dans este că pui mâna pe poponeața partenerei, da, și ia pe poponeața partenerului și ne ținem de poponeață și dansăm cu veselie. O puneți 18 ani pe ecran, te rog, continuă. Păi și cum se termină dansul? Și dansul, păi se termină cu mulțumesc și pa. Dar sau fiecare dansul ăsta se dansa în cartierele populare, de fapt, pe care eu nu le-am mai cunoscut. Cartierele populare din Paris. Din Paris și de pe malurile Marnei, de pe malurile Senei, așa. Adică marea cu lampioane, așa, cu un fel de gherete, așa, cu lampioane, cu terase. Și este mai de mahala, așa, într-un fel, mai caragialești. Știi ce zicea Borges? Că la începuturi îi plăceau mahalalele. Da, mahalalele, și după aia a zis că a trecut la centru. Adică s-a schimbat în timp, știi? A trecut la mahala, la centru. Care este, Gigi Căciulanu, din punctul tău de vedere, cel mai frumos dans din lume? Păi Java, bineînțeles, acum. E un dans foarte, nu, e un dans foarte frumos, pentru că deja venitul, adică domnița vine cu poșetuza, paca, 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 vine ca o găinușă. Uh-huh. Și domnul ca un găinuș. Găinușă de alun. De alun. Și găinușul, domnul care o așteaptă, se cocoșește, deci îi se urcă creasta, uh-huh, și așa mai departe. Da. Ați spus 18 ani? Am pus 22. 22 de ani. Ce eventualitate, că vorcăm, da, creștem. Da. E un dans frumos. E un dans, și spectacolul va fi? Și spectacolul va fi, dar vreau să spun că, da, pe lângă faptul că e un dans care se cheamă Java, în franceză, fer la Java înseamnă să o faci lată, să faci o observare, să te distrezi, să te distrezi așa, frumos. Și joc pe acest lucru al întâlnirii de cuplu, deci pe undeva dansul fiind, cum ziceam eu, o întâlnire de cuplu formală, ca un dans, până poate degenera sau se transforma sau se dezvolta într-o relație mai acătării și mai poftiți? Într-un fel. Într-o nu relație. Cred că ai spus asta. Nu, acum o spun. Adică lucrurile evoluează, deci după întâlnire... Deci poate să-i ceară prietenia, eventual, da, să ajungă și, la... Un... Și pe WhatsApp, și pe Facebook, și așa mai departe, dar și pe alte lucruri, alte căi, mai mult sau mai puțin cunoscute. Mai mult sau mai puțin cunoscute, dar parcă mai plăcute decât chiar Facebook-ul, toate că... Adică ceva mai concret, cum ar spune poetul. Ceva mai concret, exact. Ceva mai concret. Te gândești la o poezie, bănuiesc, nu? La o popoezie, da, da. Și mă gândesc la poezia acelui prim contact vizual. Ah, normal, că vizual, că nu vine nimeni. Vin unii spre alții, e vizual. Și după și aia, se privesc. După aia vizualul e prin învălbire. Se metamorfozează. Gofomează, da, și se mostrofonțează. Și ajungem la un contact mai bucal. Adică ne pupăm. Bazat pe sentimente reciproce. Pe sentimente, dacă nu avem mască, bineînțeles. Dacă avem mască, ne pupăm de departe și pa.
Sau dacă te testați sau... Câte ori ai lucrat azi? În ce formă ești? Da, nu, azi am chiulit un pic pentru că, da, știi ce se întâmplă? Sunt foarte multe schimbări în teatru, trebuie schimb oameni care se înlocuiesc și asistenta mea, care din cauza pandemiei, o eroină, da, o eroină sublimă, Lelia, trebuie să o invităm o dată, să o vezi, că da, să rămâi așa, Lelia, Marcu, Vladu. Să vin acum, unde e la ora? E la, păi am rămas... A rămas să țină de... Trebuie să stea cineva, să și lucreze. Exact, nu așa. Corect. Păi data asta viitoare te rog să vin da, cu ea. Da, să vin cu ea, pentru că este o persoană, este deja foarte frumoasă. Fizic. Nu asta e despre asta, noi vorbim... E și despre poezie. Asta. Da, poezie, poezie. Nu, dar nu se vadă lumea. Păi e o poezie, vorbim... frumusețe înseamnă asta că nu vine să o dea din buze. Vine, e frumoasă pentru că este... Pentru Hava, pentru dansul ăla, cum se cheamă? Pentru Java. Java, da. Da. Că se citește, cu jiu se citește. Da, nu aici. Dar știi că noi vorbim de o jumătate de oră, n-ai spus încă despre ce e vorba, că dacă ne apucăm să vorbim... În spectacol, e, da, e, de fapt nu e vorba decât despre relații. Relații care sunt într-un fel... Am amestecat la un moment dat chiar și relațiile animale. Adică, de exemplu, nu știu, dacă urcați vârsta la mai la mult, 28. Am să vă spun ce se întâmplă cu ploșnițele. Ploșnițele, de exemplu, doamna nu are orificiu pentru a fi onorată. Și atunci domnul face, găurește unde dorește el. Nu pot să adică, cred. Pe orice, nu mi-a plăcut niciodată ploșnițele. Nu, dar unele dintre ele, doamnele, s-au rebelat și au zis, nu mai vrem. Și a fost un congres chiar, cum să salvăm specia, pentru că unele doamne au zis, ne-am supărat să fim ciopârțite. Și atunci, corect. Da, și au dreptate, e o porcărie. Dar vreau să spun că pe undeva relația între animale este teribil de... Adică noi da, dar am văzut multe chestiuni legate de împerecherea animalelor, melcii, și așa mai departe. Melcii da. Și așa mai departe, viermii, da. Chiar și iepurii. Și unde va fi spectacolul ăsta? La Sfântul Gheorghe, deci... Numai la Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe va fi cu o trupă foarte specială, care se cheamă M Studio, uh-huh. Și este cu puțin dansator, sunt 7 în total, uh-huh. Și mă pasionează foarte mult. Deja faptul că nu sunt 8, ci 7, schimbările pot fi foarte interesante, permutările pot fi adică foarte interesante. Perechile nu se pot forma, că nu sunt... Se vor forma... Nu număr par să forma în funcție de necesitățile artistice, nu? Ce emisiune de porno putem face? Și de... Da, e lung de spus, dar este și... Se formează și din anumite neputințe. Păi tot ce da, tot facem dintr-o neputință. Dintr-o formă neputință, sunt de acord. De puterința cu Gâlceava. În ciuda aparențelor și a regionalismelor, cu Ana Chirița mi s-a părut dintotdeauna, de când prima dată, copiii fiind îl văzusem pe Miluța Gheorghiu jucând-o, un personaj... exotic și sofisticat. De altfel, toți cei și cele care au interpretat-o au fost personalități cât se poate de complexe. Uite, apropo de ceea ce faci tu, acest teatru dans, eu am fost la Jungla TV și ai o capacitate incredibilă de a transforma cum o transformi și pe Chirița, dintr-un lucru închipuit sau văzut sau căruia i s-a pus un clișeu de anost într-un lucru cool, într-o propoziție. Asta știi să faci cel mai bine, sigur, printr-un act artistic absolut excepțional, pentru că aia Jungla TV, eu dacă aș avea timp, aș duce o dată pe săptămână să văd. De ce să văd? Că voi văd doi actori excepționali, care dansează tot timpul, văd imagine, văd dans, văd poezie, văd spirit, văd umbre, frumos. Ceea ce e un lucru extraordinar. Cred că asta face... Gigi Căciulanu, dacă îmi dai voie, poți să scriu cronica, o pun și pe hârtie, în câteva cuvinte. Nu asta faci? Nu știu, eu nu asta sunt cred ca, eu atunci. Ca Monsieur Jourdan, care nu știa că făcea proză, dar vorbea în proză. Ceea ce mă pasionează la Chirița asta este să duc sofisticarea aia mai departe. Toate persoanele care au jucat acest personaj au fost persoane stufoase, speciale, n-au fost cineva simplu. Iar aceasta, uite, vedeți și pozele, Oana Belbec, Oana, este o soprană. Este soprană de meserie și soprană de vocație și soprană de născută soprană. Deci, pe deasupra... Născută, nu făcută. Este făcută după ce a fost născută. Adică a fost făcută pe ceva care a existat deja, cu talent noi foarte mare. Noi întâi suntem făcuți și după aia născuți.
Da, suntem... Gata, am văzut pozele. Sunte, mai, dați-le și jumătate de ecran. Păi, când devenim prefăcuți e mai greu. Dar, în păi fine. Etapa, faza a treia de dezvoltare a conștiinței artistice. Prefacerea. Da, și prenașterea și uite așa și așa mai departe. De... Vezi dacă ai cu cine să vorbești că ești poezie în stare pură? Ți-am spus. Noi aici suntem aproape intelectuali. Aproape, sper că aproape, pentru că intelectualismul în sine e periculos, pentru că ajungem la niște abstracții care sunt îndepărtate de viață. La o lume a noastră și care nu are legătură cu viața, cu ploșnițele. Te rog să continui cu descrierea acestui personaj și a ceea ce faci, de fapt, cu această chiriță la Teatrul Național și după aceea vom spune oamenilor când e spectacolul, vreau să merg și eu. Te rog. Este un personaj în jurul căruia gravitează tot felul de personaje, așa ca în clâlcelile amoroase ale lui Shakespeare, unde se întâmplă tot felul de, intrigi. Iastă, ea e un fel de păianjen în mijlocul pânzei de păianjen. Numai că o face frumos. Adică își duce acutele, își duce corpul mai departe, prin acute, prin vocalize, corpul ei se duce, se sufoșește, devine mult mai desenat, așa ca un cactus care tot crește toate părțile. Am vorbit de cactus pentru că ea este și înțepătoare. Adică am vrut, dacă ați văzut poza, are o anumită... Fata este o dulceață de fată, dar în acest personaj dă un scoate fel de... Țepii. Scoate țepii. Ceea ce e foarte frumos și util. Personajele din jur sunt o echipă pe care mi-a dat-o Ion Caramitru și acum vreau să spun că acest spectacol vreau să-i închin lui din cauză, din ce cauză? Pentru că este ultimul spectacol poate pe care l-a dorit, pentru că pe care l-am pus la cale împreună și ultima oară când l-am văzut așa stând față în față, este vorbind despre acest spectacol și ce se va întâmpla în secunda următoare. E foarte greu, ne-a fost foarte greu să lucrăm în teatru cu o tragedie deasupra capului, să facem o comedie în care totuși comicul și absurdul să te ducă spre lucruri vesele, să zic eu, sau cel puțin să te facă să surâdă în momentul în care îți apasă peste cap o tragedie. Într-adevăr, o tragedie pentru teatrul românesc, pentru teatrul național, pentru cultura României, pentru cultura în general. Adică este o pierdere enormă, chiar dușmanii lui cred că o să-și dea seama cât s-a pierdut prin plecarea lui. Deci ne-a fost greu, dar în același timp, revin la ce spunea Adineaur, ai citit o bucățică de acolo, când mă uitam la filmele lui Charlie Chaplin, niciodată nu râdeam până la capăt. Se termina totdeauna cu o lacrimă în colț de obraz, cum am spus, sau în colț de ochi, pentru că plecatul ăla pe drum, când pleacă, e un plecat celebru, așa, te face să plângi. Ei bine, eu sunt pe undeva... am fost pătruși de această tragedie, deci chirița n-a ieșit numai comică. A ieșit într-un fel acest spectacol, vreau să spun, nu vorbesc de personaj, vorbesc. Da, când vorbeam de țepe Adineaur, este și acidă pe undeva. I-am rugat pe dansactori să folosească vitriolul. Dansactori, ce frumos sună. Vitriolul mai mult decât acuarela. Și să se picteze pe ei înșiși, ei pe ei, într-un fel foarte acut, foarte, foarte, ca și cum ar trage cu penița, nu cu pensula. În același timp, vorbele, care sunt vorbele lui Alexandrii, care este totuși un geniu al nostru, adică este un mare poet și un mare păpușar din aceste chirițe, i-a făcut un teatru de păpuși așa care este foarte actual. Nu știu dacă a fost Caragiale înainte sau el, n-am cultura generală să știu exact cine a scris primul, dar există o filiație așa între ce a scris Alexandrii. Se complementari, nu? Într-un fel sau altul. Se continuă și parcă le văd pe Cațavencu în această chiriță și mai încolo spre Ionescu. Pe undeva absurdul are niște momente în care vorbește despre pavelele desfundate, despre faptul că sunt gropi în capitală și că ce e aia. Vorbește despre spune la un moment dat unul din personaje, orizontul politic este posomorât. Este, și spune mai departe, posomorât ca un paraponisit fără slujbă. Adică te duce de la orizont spre posomorât, adică orizont,
post-omorât, și acest om care a rămas șomer, finalmente, și care numai de râs nu iarde. Deci, pe undeva, trecem prin... Vrei de mult să faci chirița? Am vrut de mult să o fac, da, am vrut de mult. Am avut un proiect, același proiect, de fapt, care se născuse la Târgu Mureș, și am avut în cap un personaj extraordinar al teatrului de acolo, Monica Ristea, care și cântă. Deci am vrut să fie de la început cântăreață și un personaj care mi-a apărut în toate piesele pe care le-am făcut acolo. Am lucrat mult la Târgu Mureș. E un teatru pe care îl iubesc și actori minunați. Și după aia am mai făcut proiectul și după ani de zile, deodată lui Ion Caramitru le-a plăcut ideea și a luat-o imediat. Adică când am deschis gura să-i vorbim de el, a zis, da, ok, imediat a deschis teatru, mi-a dat și mi-a dat și acești oameni. Care numai din întâmplare a fost că sunt și minunați. Adică oamenii care joacă în spectacol. Care joacă în spectacol, da, pe care îi descoperi și descoperi talente pe care nu le bănuiam chiar așa, adică talente de istrioni. Acum, cu această pandemie, cu acest moment în care unul e bolnav și trebuie să fie înlocuit în secunda următoare, deci unul își pune o perucă și devine altcineva. Eu așa am vrut piesa de la început, așa cum făcea Shakespeare cu ai lui, când, ca în Visul unei nopți de vară, când punea textul pe un pom, ăla lua textul, învăța și juca seara. Și s-a întâmplat că aceste permutări de personaje mi-au permis să intru în zona asta istrionică, în zona asta de comedianți total, care poate să-și permită să devină femeie sau bărbat, poate să-și permită să devină dintr-un ca Larry, de exemplu, Larry Georgescu, care este totuși actorul meu fetiș, care joacă rolul lui Guliță, dar poate în același timp să joace rolul unui capitan de jandarmi. Și în aceeași piesă, la două minute de diferență, vorbesc de actori. Deci nu neapărat personajele din piese, ci personajele actorului care se îmbracă, pune haina personajului și devine. Aileen Kadir, care a venit la în piesă mult mai târziu, pentru că era ocupată în altă piesă. Și deodată descoperi că poate face nu știu câte roluri pe care le știe. Le știe pe de rost, știe cuvintele, știe să le spună și să le facă. Uite, le face, mâine intră într-un rol pe care nu l-a făcut niciodată. Și nu l-a repetat niciodată, cu toate că repetăm de două luni și ceva, sau trei luni. Ei bine, ea a intrat deodată. Această, cum să spun... E un laborator în care lucrurile se schimbă în permanență. E un perpetuum mobile artistic al... Adică eu înțeles că există o nevoie de structurare teribilă. Un domn trebuie să fie foarte structurat, să știe bine ce are de făcut, așa cum e o partitură muzicală, aia nu scap de ea. Un mi bemol, dar un mi bemol. Dar această partitură s-o îmbrace cu personalitatea lor, cu... Și să poată, să aibă această capacitate, să se schimbe. Versatilitate, să fie versatil și versatil serios, adică nu numai să facă pe, să fie chiar. Și reușesc, adică uite, o să vedem ce o să fie cu spectacol, nu știu, că nu știu, nu pot ști niciodată un spectacol până nu trece prin public, adică până nu s-a fost prezentat. Lava pe care ai copt-o atâta timp nu ajunge în fața publicului să vadă ce... Trebuie să luăm o scurtă pauză și după aceea vreau să te întreb în ce măsură actorii ăștia simt pandemia. Pentru că tu vorbeai de înlocuiri, să îmbolnăvești și așa mai departe. În ce măsură merg mai departe? Sunt îngrijorați? Le teamă? Tot vorbeam de frica la începutul emisiunii. Mulțumesc mult! Uite, de fiecare dată cu tine asist la o lecție și asta îmi place cel mai tare. Din postura de așa zis moderator, când n-am fost niciodată, să fiu spectator. Îți mulțumesc! O pauză, ne întoarcem la Gigi Căciuleanu. Scuze, în ultima parte va fi Cornel Nistorescu, un artist al Condeiului, care va face pe chirurg în seara asta o disecție a scenei politice din momentul de față. Pauză. Din nou, când se va juca? Când va fi premiera acestei chirițe? Premiera este joi 14, avant premiera este mâine, miercuri. Joi la ora 20. Și miercuri la? Și miercuri tot la ora 20. Și va fi ca un fel de avant premieră, un fel de repetiție cu public, dar în spectacol. Sala studio. Sala studio. Sala studio. Câte locuri sunt?
Trebuie să fie jumătate. Da, asta nu mai ține de mine. Vor fi jumate, da, vor fi jumate, unul da, unul nu, cum ar fi. Adică scaunele ocupate așa, dar știu că e deja lume multă care va veni și să avem foarte mari emoții la această confruntare. Vorbeam adineauri de soprana Oana Berbec. Soprana înseamnă și muzică. Deci muzica este... Alexandrin întotdeauna m-am remarcat că folosește arii din Offenbach, din Jacques Offenbach, care e un mare compozitor de operete divine și geniale, La Vie Parisienne sau, nu știu, Orfeu's Enfer, Orfeu în Infern, de unde vine și acel faimos cancan pe care îl știe toată lumea și care e cântat de la Moulin Rouge până la peste tot. Iar deci colegul Offenbach a fost, care a trecut în veșnicie de foarte multă vreme, de poate mai devreme chiar decât Alexandrii sau în același timp, nu știu. În orice caz, a avut un coleg și mai, adică mai viu și care actual, mișca, care, mișcă, că, care mișcă și care, pe care îl cheamă Paul Ilea, Sensor, și care este, i-a dat o viziune, l-a reîmbrăcat pe acest Offenbach într-o, cu o viziune, într-o viziune mai, sau adiuțiune, nu știu cum să-i spun, pentru muzică, mai actuală și i-a dat o culoare mai actuală, pentru că această chiriță nu e legată de o epocă. Ea poate, de exemplu, la un moment dat, vorbim în loc să spună la Han, la Pârlita, producătorul nostru a avut, zice, de ce nu spui la Mol? La Pârlita, în loc de Han. Și mi se pare foarte bine, pentru că e un săracul Alexandrie, e ok. Săracul Alexandrie, da. Spune-mi, te rog, Gigi, dar actorii, apropo de pandemie, și tu îmi spuneai că ți-a ciurit nasul de atâtea testări, cum supraviețuiesc? Cu frică, cred eu, dar eu am teoria următoare, că dacă sunt două posibilități, ori lucrurile te domină, ori tu domini lucrurile. Deci nu există două alternative. Deci eu zic să nu ne lăsăm copleșiți de acest lucru și să mergem înainte. The show must go on. Dar sunt unii care se descoperă deodată pozitiv și atunci trebuie să fie înlocuiți. Cu foarte mare durere în suflet, dar cu foarte mare... Așa, nu mai joacă din momentul ăla. Nu, trebuie să stea. Poate să fie fără simptome. Că te poți fost. Dar nu mai stau. N-au voie să stea. Chiar nu e voie. Deci, boala te scoate din spectacol. Boala te scoate, nici măcar boala. Mă rog, spectrul bolii. Vorbeam de fantome. Da, pentru că nimeni n-a văzut-o cum e. Dar problema este că acest virus există, acest virus este virulent. Bine, acum... Și așa mai departe. Deci, absolut, noi nu suntem conspiraționiști în niciun caz. Și nu suntem nici medici. Deci, chiar nici medici, cred că nici medicii nu știu foarte bine toți cum e, pentru absolut că e foarte nou. E foarte nou și sunt foarte mulți parametri de luat în considerație. Absolut adevărat. Trebuie să luăm o scurtă pauză, că ne-am întins un pic mai mult în partea, sigur, prima parte, și după aceea discutăm în continuare despre chirița și despre lume, de ce nu? Și de ce nu despre poezie? Se mai joacă Jungla TV? Da, sigur, sigur. Se joacă în continuare, da. Și sper să se tot joace. Atât de frumos. Da, invit pe cei care ne urmăresc să meargă la Jungla TV să vadă atât de multă poezie, dans, atât de multă frumusețe. Pauză, cum spuneam. Vorbeam despre pandemie, că a lovit și în lumea teatrului și chestiunea asta mi se pare incredibilă, că te-ai îmbolnăvit și practic ești înlocuit în spectacol, că nu poți continua, nu mai aveți timp să așteptați actorii și așa mai departe, nu? Chiar dacă nu te-ai îmbolnăvit și n-ai simptome, trebuie să stai acasă, deci ești eliminat. Adică dacă ai devenit pozitiv la test. Da. Deci teatrul actual este plin de personaje negative. Am putea spune. După aia spun și un banc cu chestia asta, poate că îl știi deja și nu. Nu știu. Dar vreau să spun, îți spuneam în pauză că m-a impresionat la un moment dat acea fetiță. Vorbesc despre un zbor cu avionul în care am aterizat la București. După
enorme turbulențe, da, și toată lumea a crezut că cine știe ce Vlășganu fi condus avionul. Nu, și când a ieșit o fetiță atâtica, care a făcut față turbulențelor, asta vreau să spun, că asta se întâmplă cu actorii în acest moment. Facem față acestor, cu noi toți. Facem față pentru că, încă o dată, cred că e mai interesant să copleșim noi lucrurile decât să ne copleșească ele pe noi. Și, bineînțeles că trebuie un moment de eroism ca să ieși pe scenă, să știi că ești în fața unor oameni, să te bucuri dacă, să-i bucuri pe oameni știind că acasă poate cineva nu e în regulă și așa mai departe. Dar eu cred că și învingerea fricii este o armă împotriva acestei. Nu numai masca, nu numai distanța, învingerea panicii. Această pandemie care poate să fie numită și de la zeul Pan, care înseamnă panică. Cred că nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de panică și să atunci, chiar și ateii, în momentul cel mai dificil, se întoarcă spre Dumnezeu. Actorii și noi, cei de teatru, ne întoarcem spre Shakespeare. Și atunci, cum ar fi făcut acest domn? Sau Molière? Cum ar fi făcut, nu știu, Sturza Bulandra, de exemplu, sau Liviu Ciulei? În aceste momente, cum facem? Păi jucăm. Cum să facem? Cum să te lupți? Cum să învingi turbulențele dacă nu joci, dacă nu treci peste dimensiunea asta a tremuriciului, știi? Tremuriciul și a fricii. Și în momentul în care te-ai lăsat copleșit, ai căzut. Apropo și de turbulențe. Dacă te-ai întâlnit cu Shakespeare... Păi mă întâlnesc tot timpul. Da. Prin păduri, printre blocuri. Să-l invităm mai rău. Shakespeare e printre blocuri? E peste tot, adică toți ne întâlnim ce cu el, nu numai eu. Ce ai întâlnit cu Shakespeare? Salut, tovarășe. Salut, Willy. Tovarăș de moarte. Tovarăș în sensul frumos. În sensul frumos al cuvântului. Dar și tovarăș e un cuvânt foarte frumos. A fost stricat, dar... Bineînțeles că este un cuvânt minunat. Au fost demonizat. Crezi că dansa Shakespeare? Da. Absolut, dar îi dansează textele. Textele lui sunt, dacă le ascult și în engleză și se traduce foarte bine în română, de altfel, ele dansează, ele au o metrică, au nu numai un sens și o poezie, ele au chiar un dans, o coreografie. Și mizanscenele lui, acele cupluri din tortochieturile amorului, sunt minunate, adică e un cadril perpetu, un dans care nu se termină niciodată. Care nu se termină și care deschide cum deschide portițe pentru un spectacol ca Java sau un spectacol precum Chirița sau un spectacol oricare. Adică e un deschizător de drumuri și acești oameni, adică un creator. Deci Dumnezeu e creator, Shakespeare e creator. Păi cu ce să facem? Avem altă alternativă decât să ne întâlnim cu ei și să ne rugăm la ei? Nu avem. Și să ne dea un pic din geniul lor. Și dau. Adică dau sunt, când ei. Sunt generoși, nu? Nu sunt generoși. Trebuie să iei. Trebuie să-i jecmănești. Adică, trebuie să-i jecmănești. Parcă văd un titlu pe prima pagină. Shakespeare a fost jecmănit de către Gigi Căciuleanu. Păi ar fi cel mai mare compliment de pe lume, da. Păi nu, dar și eu cu presa. Vezi că mă la titlu încă mă mai pricep. Să merităm. Jecmănirea lui Dumnezeu. Autor Gigi Căciuleanu. Da, trebuie să-l și merităm. Trebuie să-l și merităm. Ca să-l jecmănim. Da, nu te lasă să te apropii ușor. Are care e cel mai mulți. Frumos dans din lume? Am înțeles că pe ăsta îl pui acum, că vine la Paris. Nu, cel mai frumos este valsul, după părerea valsul. Mea. Valsul, în general. Pentru că este deja un ritm în trei, adică există pozitiv, negativ și informația. Adică nu există rău, numai rău, bun, numai bun, dar există și ceva care scapă bunului și răului. Așa cum spunea Nietzsche, poate nu, eu nu spun așa de bine cum a spus-o el, dar pe undeva, în afară de bine și de rău, există această al treilea punct la care valsul te duce, pentru că zice un, doi, trei, un, doi. E un vals, e un dans care te învârte. Planetele se învârt, soarele se învârte, lumea se învârte. Deci ne duce, e un vals, valsul este un dans cosmic, e un dans al
al renașterii perpetue după Big Bang. Big Bang, fiecare moment din vas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, este un Big Bang pentru tot fel de lucruri, pentru spațiul dintre cei doi care e foarte frumos, spațiul nu este legat, oamenii nu sunt lipiți unul de altul, dar nici nu sunt despărțiți cum sunt acum în dansurile actuale. Un spațiu fluid. E un spațiu care fluid. Care leagă și în egală măsură îi despart. Exact. Este așa un fluid precum acele culori din lămpile psihedelice, mm-hmm, care se mișcă într-un fel. Sau fotografiile acelea pe ploaie mișcate, e un spațiu, nu? Sau acele fotografii ale energiei, exact. Acele frunze, emană o energie. E bine, câmpul emoțional, câmpul poetic, câmpul magnetic, câmpul electric, câmpul electromagnetic, electropoetic, dintre două persoane este un lucru foarte frumos. Și sunt două persoane plus trei. Doi plus trei fac cinci. Cinciul e steaua. Steaua cu cinci colțuri, care este umanul. Este... Zici, tu ești în stare să vorbești despre vals, să faci un întreg curs, nici nu mai trebuie să dansezi vals, e suficient să citești. De ce nu te gândești la niște cursuri despre dans vorbite, nu neapărat, păi, și arătate, schițate? Da, nu, eu nu sunt specialist de dansuri moderne. Nu moderne, nu moderne. Și apropo de dansul modern, ce nu mai dansează tinerii din ziua de azi? Dansează. Cum dansează? Dansează minunat, adică dansează într-un mod foarte individualist. Acum fiecare dansează, poate să dansează și singur. Nu dansează, au aceleași mișcări. Toți. Nu, dacă te uiți bine, tu poți citi caracterul fiecărui om. Că cum, tu cum poți dansează. Citi caracterul. Nu toată lumea poate, nu eu. Toată că lumea. Tu, nu noi, adică noi putem citi caracterul uneia uitându-ne la cum dansează, da. Dar eu n-am văzut ca oamenii să mai danseze. Spațiul dintre noi s-a rupt. Spațiul dintre oameni în doi, chiar și în căsnicii. Dar nu neapărat în doi, Gigi. Vorbesc că dacă te duci într-un club, toți se mișcă spasmodic, într-un fel. Hai să-ți povestesc o istorie mică, scurtă. La un moment dat, mi-am zis, când eram la Rennes, care e Bretania, care e o țară diferită, e o țară specială, este Bretania, țara cu megaliții, da? Cu, acolo era codrul acela unde trăia Merlin și așa mai departe, deci o țară magică. Și am propus televiziunii FR3, care era pe vremea aceea, și acum cred că este locală, și națională, să facem un fel de film împreună cu dansul pe care îl fac eu, adică hai să zic contemporan, cu toate că nu-mi place termenul, dar fi un dans mai actual și dansul folcloric de acolo, care este un dans foarte, foarte cosmic la fel. E bazat pe niște hore, de exemplu, tot așa se bătătoresc de pământul, sunt dansuri care bătătoresc podeaua care e de făcută din lut și trebuie să o bătătorești. Și oamenii ăia sunt niște oameni, nu sunt dansatori, sunt balerini, sunt oricine dansează. Și m-am dus să, mi s-a spus de la televiziune, domnul acela, m-a zis, eu nu mă duc cu tine pentru că tu ai nume românesc, nu o să te atace, ei sunt naționaliști, nu știu ce. El chema Dupont sau nu știu cum. Și era frică pentru că erau problemele alea naționaliste între baști și așa mai departe. Și nu l-a atacat nici nimeni, am venit împreună și am ajuns într-un deal și o vale, un verde, ca un spațiu foarte mioritic, o casă, un cămin cultural cu tot fel de trofee, ne-am intrat înăuntru, afară lumea picnica, era duminică. Erau copii băieți cu motocicletele, cu fetele în blue jean, cu coame de calcul, nu știu ce. Deci afară mâncau, nu mici, că nu se mănâncă, dar mâncau tot fel de grătare, afară, așa, picnic. Eu intru în casa aia care era goală. Era o sală, așa, la Pina Bauș, cu o sală de parchet și niște trofee pe care le câștigaseră ei acolo, fiind sediul lor la dans. Dar eu nu știam nici cine sunt ăia. Și, la un moment dat, a intrat un domn cu un flaut de fier. De metal, de fier, nu de argint, de fier. De metal, de tablă. Mm-hmm. Și a început să cânte. Ca la flautul fermecat, așa l-am văzut la Mozart, ăla cu povestea cu... Și au început să vină oameni. Au intrat și au început să danseze. Dar nu o horă. Niște lucruri foarte complicate, cadriluri, se împerecheau, se desperecheau, intrau, traversau, ca o coreografie organizată de un coregraf, nu era niciun coregraf să le zică nimic. Intrau, ieșeau. Tinerii, a intrat prima, din prima aia mai în vârstă. După aia au început să vină tinerii, cu scot bluza cu cuie, aia bluza de rocker, că s-a ascultat muzică de rock afară, de ca rap, la picnic, da. Orice. Scoteau aia, o aruncau pe jos și intrau în acest dans ritual, care era un dans absolut
neorganizat decât de, cred eu, de astrologie. N-aveai cum să, eu nu-mi închipui cine a putut să le zică să facă acele lucruri. Și am stat vreo 3-4 ore să mă uit la ei și am zis, dar nu le ajungem nici până la gleznea acelor oameni. Pentru că eu trebuie să zic, fă aia, fă aia, fă aia. Și ei, bine, le-a zis, fă aia, fă aia, istorie. Cineva la începutul. Și a ieșit filmul, l-am făcut și l-am filmat afară. Am vrut eu afară, printre meniri și printre stânci. Există acolo o stâncă cu foarte multe bucățele de stâncă, așa, care se spune că e stânca zânelor, pentru că nu poți să numeri, nimeni nu poate să numere câte bucățele de piatră sunt în acea stâncă, pentru că îți ia capul. Ai vedea în România tinerii din jazz să cântă? E la fel. Să danseze foare? Sunt convins. Unde? Eu n-am mai văzut nicio. Eu n-am mai văzut, că nu m-am dus. Mm-hmm. Dar sunt convins că undeva la țară o fac. Care dans românesc îți place? Ultima întrebare. Îmi plac toate, îmi plac călușarii, îmi plac la nebunie dansurile din Someș, alea cu pălării așa. Îmi plac și îmi place chiar sârba, cea mai sârbă. Sârba e sârbă. Și hora, am aflat acum că în Israel hora a ajuns din România. Că, bun, că sunt multe chestii legate, găsești lucruri comune la mii de kilometri. E foarte cum adevărat. E lumea. Și cu muzica. Și muzica, și muzica la fel. Da. Îmi povestea Tudor Gheorghe cum a auzit un cântec care avea aceleași acorduri din Noua Zeelandă, perfect acorduri din România. Gigi, îți mulțumim mult de tot. Lumea să meargă la spectacol joi, da? Joi de să vină de joi încolo. Joi la Teatrul Național, la Chirița și de câte ori va fi programat. Îți promit că vin și eu la spectacol cu tot dragul și o să mai vorbim după aceea. Vreau neapărat să văd acest spectacol, poate și filmăm câteva lucruri să le dăm, să vadă oamenii despre ce vorba. Dar nu. Mulțumesc. Tot, ca să și vină. Poftiți? Să nu filmați tot, ca să și vină. Filmăm maxim 10 secunde. Mulțumesc mult de tot. Cu drag. Și îți mulțumesc pentru poveștile frumoase cu care vii de fiecare dată și baftă să iasă bine acest spectacol. Îți doresc din tot sufletul. Gigi Căciuleanu, el e un poet și atunci, fiind poet, n-a avut, are și forța, a avut timiditatea, a avut o timiditate mai mare și atunci se exprimă și prin dans și prin teatru și prin toate, nu? Exact. Asta e. Deci nu e vorba de despre neputință, să nu creadă oamenii că multe lucruri se fac din neputință. Era o formă artistică prin care a spus totuși cu neputința. Mulțumesc, Gigi Căciuleanu. Ne vom întâlni imediat cu Cornel Nistorescu. Bună seara, bine ați venit! Ai noroc! Noroc, sănătate, numai bine! Ce faceți, domnul Nistorescu? Muncim! Cu drag și spor? La așa nebunie de... Chiar ce se întâmplă? Dar crezi că eu înțeleg? Nici eu nu prea aș... Dacă ar fi după la... logică, ar trebui repede să luăm niște măsuri, să ne organizăm cum trebuie, dar improvizăm la nesfârșit, în toate. În domeniul sănătății, în politică, în economie. Păi mutarea asta cu Cioloș, ce vrea să ne spună? Și tot ce s-a întâmplat până la aia, că nu ne-am văzut în ultimele două săptămâni, de la moțiunea de cenzură încoace. Cum vrei să spun? Să încerc să spun că foarte riguros, nici serios și profund, nici eu nu știu. Vrei politic sau economic să-ți spun? Politic mai degrabă, ca să... Eu ți-aș spune economic. Bine, okay. Spune-mi economic atunci. Păi... economie politică. Economie politică. Debarcarea... sau eliminarea echipei USR era programată, era planificată, se știa că în toamnă va avea loc și avea la bază nevoia unui grup de business, de afaceriști din politică, din PNL, să pună mâna pe Ministerul Transporturilor. Dezvoltării? Dezvoltării mai greu, că acolo erau maghiari, l-au cedat la maghiari. Să pună mâna pe Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene și să blocheze numirea procurorilor care să la fie Ministerul liber. Justiției. Exact. Să nu mai numească, să-i numească Iohannis. Peneliștii, pediștii din PNL, mai corect spus, care reprezintă un fel de clan, de gașcă, aproape bandă economică, știi, nu puteau să lase guvernul să liciteze și să atribuie
două tronsoane importante din autostrada Sibiu-Pitești, care reprezintă circa 2 miliarde. Nu, pentru ei... Să nu rămână la USR. Pentru Bode și Videanu, care este în spatele unor operațiuni de acest gen, toată ziua pe la Ministerul Transporturilor, era la ușa lui Bode și acum s-a mutat la interne, pentru ei, care e un om de intermediere de facturi și de învârteli, pentru ei recuperarea imediată a Ministerului Transporturilor Ministerul Transporturilor, extremă urgență. Și fondurile europene, la fel, sunt o extremă urgență, pentru că ei estimează că vin fonduri importante, nu că iau din ele, distribuie în PNRR, nu? Da, împart la prieteni și prietenii împart mai departe, plus uriașa sumă de pentru consultanță, aproape 3 miliarde, din câte am înțeles eu, trebuia valorificat. Plecând de la asta, crezi că se va mai întoarce USR? Nu cred. Adică Cioloș, practic, e un banc? Sau dacă ce mi-ai zis înainte de a începe emisiunea? Ce e Cioloș? Titlul la editorialul meu din seara asta este Cioloș, banc sau soluție? Mm-hmm. Poate fi și o soluție. Mă, cineva, dacă își asumă la modul serios ajungem și acolo. Preluarea, poate să facă o, poate fi o soluție. Chiar și un om care n-are treabă cu partidele, dacă își asumă și se bucură de sprijin, sau măcar președintele îl apără și îi dă credit, să știi că se poate. Stai un pic, ajungem acolo. Că nu, ce mi-ai descris, de fapt este o bătălie între clanuri interese economice financiare și clanuri politici, de politici și de interese. Care sunt interdependente, adică sunt... Da, dar nu atât de interdependente să le lase la ceilalți. La USR Plus, adică. Evident. Din punctul ăsta de vedere, Câțu era un om convenabil. Era dirijat integral, era dator acestui clan pedis din PNL, care i-a facilitat preluarea partidului, adică funcția de președinte, și era ok. Pe ei erau siguri că foarte ușor cu funcția de președinte Câțu va rămâne și prim-ministru și că nu se pune nicio problemă și recuperează ministerele în cauză. Uite că viața nu e cum o planifici, o ia pe unde vrea ea, pe unde e mai puțin așteptată în evoluție. Ei, uite, asta e. Deci cu Câțu stăteau liniștiți, își făceau business-urile, este cel afacerile mai convenabil om și pentru Klaus Iohannis și pentru... Dar dându-i afară pe cei din USR, că altfel nu evident, puteau. Evident, eliminându-i pe USR. Și uite că de fapt s-a întâmplat invers. Realitatea... Ironia sorții, pentru că ei n-au făcut o propunere, au crezut că merg la Cacealma, la prima, nici nu puteau să facă o propunere cu Câțu din prima. Care da lumea de da ei. Și atunci n-au avut curajul să meargă cu altcineva, au zis, indiferent cine merge, n-are importanță. PSD-ul n-a jucat. E destul de riscant să-ți asumi o asemenea guvernare într-un moment atât de dificil. Nu știu, dar puteau să meargă cu o propunere, Cornel. Mi se pare normal. Ar fi Bun, cu o propunere și cu 7-8 lucruri importante pe care vor să le facă. Formula asta de că lasă că facem noi în Parlament legi repede și salvăm țara cu legile care le facem noi, e așa, un fel de amăgire sau de frecție sau de scărpinare publică. Cred că frecție la picior. Cam ceva în genul ăsta. Pentru că ai deschis să spui lucruri. Dar o secundă, că mai este și varianta, Gușă acreditează această idee și circulă deja pe net, ideea că Cioloș este soluția în plic primită de Klaus Iohannis de afară la întâlnirea din Slovenia. Nu știu, mi-e greu să spun asta, n-am nicio agenție de știri, nu. E o speculație și mai mult de atâta nu e pot să... E o speculație și cam atâta. Cam atât. Nu, dar vom ajunge și la momentul în care te-aș ruga să analizezi ce se întâmplă cu această numire și cum se vor așeza partidele în coaliție? Să știi că eu nu sunt un analist, eu sunt un comentator, eu chibițez mai degrabă. Spun o poveste despre... Analiștii sunt cei care sunt... Fac poveștile foarte tare și tu ești un bun povestitor. Eu spun o poveste despre... Nu degeaba ce ai văd... primit premii pentru reportajele pe care le-ai scris. Analiștii sunt mai prețioși. Ai fost mai... comparat cu Joe Boxa, cu Bruna Fox și așa mai departe. Chiar dacă întrebi pe cineva din presa de astăzi cine e Bruna Fox, cu siguranță n-au ajuns. Dar îți dai seama ce tristețe să fii comparat cu cineva după care nu știe nimeni. Păi poate ai auzit de Joe Boxa totuși. Mulți nu mai auzit. Știi poemul Invectivă? Ăla mie îmi place foarte tare, cu urme de nedescris. Dar nu despre asta vorbim acum, că după aia... Dacă tot ai deschis acest plan,
această disecție. De fapt că e vorba de niște clanuri până la urmă, da? Niște, eu le-aș spune chiar bande. Cu riscul de bande politice, bande cu caracter politic, dar care vizează interese economice. Financiare, economice, da, da. Și așa mai departe. Și potul este foarte mare. Sunt bani pentru dezvoltare, pentru construcții, pentru infrastructură, transportul și așa mai departe. Pentru... Adică nu vorbim aici de zeci de milioane, vorbim de sute de milioane de miliarde. Marius, să fim bineînțeles. Am parcurs PNRR-ul, programul. Am 1.400-1.500, am uitat. Unde la crimă, da. Și pedeapsă n-am mai citit. Dom'le, tot felul de prostii sunt acolo băgate. De ăla, Ghinea, sau cum îl cheamă. Nu știu, eu nici nu cred că el este... Nu pot, pe dat, să scoți 1700 de pagini. Nu e ușor, domnule. Bineînțeles că... Eu cred că o întreb, și dacă scriu 1700 de pagini de prostii, e greu să le scrii. Da, nu e... Păi faci un roman. Absolut. Fantazezi, dar nu. E vorba de tot felul puse pe seama României, în cârca României, în bugetul României, tot felul de acțiuni absolut aberante. Și știi care e partea? Mi-a spus cineva care se pricepe. Și spuneai mai devreme, întreagă, e vorba de consultanță, unde de fapt nu faci nimic sau faci lucruri, mă rog. Toate șmechi, toți banii din România s-au de la buget se învârt prin consultanță, da? Se dau prin consultanță, prin consultanță, se duc la o firmă în străinătate de unde vin înapoi. Consultanța care înseamnă de fapt niște planuri pe hârtie, niște frecții pe hârtie. Cornel, pentru că ai deschis planul ăsta și vorbeam de acele bande politice care au interese economico-financiare imense. Vorbim despre miliarde de euro aici. Nu de zeci de mii, nu de sute de mii, nu de milioane. Hai să descrii și latura cealaltă, să spunem, nevăzută a lucrurilor. Vorbeai de Stelian Ion. L-au schimbat pentru că Stelian Ion vrea să vină, să pună el procurorii lui și să controleze ideea de procurori și de parchete, da? Dragul meu coleg, DNA-ul și parchetul este în mare parte sub influența USR-ului, a progresiștilor. Și a rezerviștilor, că aici vreau să te duc. Da, acolo domină Mihai Prună și Raluca Prună, domină influența Monicăi Macovei. Aluchiove și Oldea, pentru că de toți oamenii care iau decizii importante în parchete și inclusiv în DNA, exceptându-l poate pe directorul DNA, da, sunt oameni care sunt pe linia sau pe filiera sau pe măcar cu simpatie sau cu legături strânse cu cei din USR. Păi da, și vreau să te întreb. E un război între rezerviști, adică Coldea, Chiove și așa mai departe, și pentru că vedem cum se exprimă în presă, și Helvic și noile structuri? În mod sigur, nu numai. Sunt vreo trei trupe care sunt în conflict. Pe de o parte o echipă din... cu legături sau cu iz de SIE, una cu iz de SRI actual, una cu fosta securitate, pensionarii și rezerviștii, cum le zice. Și... Poate mă schimbați pe mine, dar puneți camera pe cel care vorbește, da, mai dacă se poate, te rog, iartă. Și Dumnezeu știe cine mai e, pentru că mai sunt aici și, după părerea mea, inclusiv servicii străine. Oameni care au influență și interese care depășesc granițele României și vin și de afară. Și ce miza care este acestei bătălii? Multinaționale să nu fie controlate, să fie scoase de sub imperiul investigațiilor. Niciodată. Păi da, să nu fie atinse de procurorii independenți. Pentru că în momentul în care procurorii independenți sunt liberi, da? Nu mai sunt controlați în numiri în toate, își vor face datoria. Ce să facă? Pentru că altfel se plânge la posibila de desfințată SIJ. De-aia e și lupta atât de mare pentru desfințarea acestei secții. Pentru că o secție liberă la care să te plângi de imparțialitatea procurorilor, de mizele lor, de afacerile lor, de partipriurile pe care le reprezintă, da? Dar și a judecătorilor, Cornel. Inclusiv, da, grosul vine întâi de toate la procurori. Dar am văzut o adresă a unui ambasador al Germaniei la București care atragea atenția judecătorului, președintelui curții, în legătură cu cazul cu tare, că există riscul să se piardă, să dispară prin prescriere. Cum a...
Păi, frate, dar de unde și până unde ambasadorii trimis scrisori la justiție și cer, aveți grijă că se prescrie? Era în interes, sigur, reprezenta interesul unui cetățean german, dar nu, prin adresă, nu se poate practica o asemenea legătură directă cu justiția, că e, în fapt, o presiune de tip diplomatic. Deci, iar românii, vrei să spun ceva, cu Iohannis la putere, când vine scrisoare de la ambasadorul Germaniei, se sperie, ca să nu spun... Cornel Istorescu. Dar noi românii sunt proști cu ghilimele de rigoare aici? Păi stai o secundă. Eu de 30 de ani văd cum politicienii români se ploconesc la ambasadorul Statelor Unite, la ambasadorul Germaniei și așa mai departe. Nu asta au făcut? N-au fost chemați și au raportat acolo începând cu... Păi nu avem noi protecția strategică a Statelor Unite. Nu, vorbesc serios. Mă, da, vorbesc serios, ăsta este schimbul. Am devenit un centru de interes, am devenit un cap de pod. La modul incoerent cum noi adeseori ne purtăm, o presiune... Dragul meu, prim-miniștri și miniștri români, politicieni români, se duceau cu jalba în proțap la ambasada Statelor Unite. Da, e adevărat. Și au făcut asta de 20 de ani încoace. Că ei folosesc la modul excesiv, fără să aibă în față niște politicieni români interlocutori cu adevărat, care să apere interesele românești, asta este greșeala noastră. Ei încearcă să domine, să controleze această zonă, gestionată adeseori irresponsabil, naiv, aberant, de către oamenii noștri. Corupt. Chiar corupt. Și sigur, pe lângă toate astea, își fac și interesele economice sau interesele economice ale unor cunoscuți, afiliați și mai departe, pe care îi reprezintă. Eu m-am săturat să vină ambasadorii statului să ne dea lecții de fiecare dată nouă, în primul rând. Pentru că multe dintre lecțiile... Știi de ce ni le dau? De ce? Pentru că le suportăm. Pentru că suntem proști și nu suntem capabili să avem o discuție rezonabilă. Noi toți, prin primul ministru, prin miniștri care îi primesc în tot felul de împrejurări, prin președinte care s-a dus și a, fără niciun fel de dezbatere publică sau de licitație, a dat 2 miliarde americanilor. A angajat pentru contracte de 2 miliarde, care întinse pe nu știu câți ani, înseamnă vreo 20 de miliarde de dolari. N-am avut... Ok, e în ordine, dar la contrapartidă ce avem? Care sunt beneficiile noastre la contrapartidă? Ăla se ducea cu grindă, mi-aduc aminte când povestea Marele Geac. Știi că s-a dus în campanie cu grindă, pe la Focșan, pe acolo, fostul ambasador ăsta al Americii, nu mai știu cum îl cheamă, am uitat. S-a dus în campania electorală cu grindă, să viziteze nu știu ce obiectiv, primis cu pâine și cu sare. Să-i sară ochii. E o expresie din popor. Bun, deci miza, asta e una dintre mize. Da. Mai departe, controlul procurorilor, da? Controlul procurorilor și până la urmă controlul... discret și fiind control a întregii... Zuckerman îl cheamă pe ăla, da, scuze, da. Zuckerman. Până la urmă, o supraveghere de în ce în ce mai insistentă și a direcției pe care mergem. Cum adică? Să rămânem într-o influență europeană, într-o direcție europeană, să rămânem un cap de pod NATO și regional un reprezentant. Și n-am rămâne și fără controlul procurorilor și al străinătății, așa cum... La cât de irresponsabili sunt unii oameni și la cât dezăltați sunt, aici pot apărea, după părerea lor cel puțin... Disfuncționalități. Sau aberații, aiureli. Personaje de tip Vadim Funare, tâcât și tot felul dezăltați care să scoată... Și noi cu ce am greșit? N-am greșit cu nimic. Pentru că noi n-am putut să producem o clasă... Eu cred că este o falsă problemă asta. Că vezi, Doamne, se perturbă democrația și atunci noi trebuie să avem controlul serviciilor în România, controlul procurorilor, controlul judecătorilor. Nu mi se pare deloc așa. Nu ei. Așa funcționează România acum. Păi așa funcționează acum. SRI-ul și serviciile românești socot că trebuie să controleze toate centrele nervoase și pârghiile din societate, pentru că altfel societatea o ia razna. Dar asta este și ca o formă, ca o prelungire a intereselor americane și a influenței americane și a influenței europene. Ei exercită o influență și o atitudine susținută. Și dacă toți sunt atât de deștepți ăștia, da? Care vor să controleze România, să nu ia razna. A luat-o razna prin pandemie. Uite-te ce în spitale din România.
Uite-te că nu s-au vaccinat, dacă toți sunt atât de deștepți și vor să controleze România din punct de vedere al sistemului Marius, de justiție. Nu sunt atât de naivi și nici atât de preocupați încât să ne spune ce contracte trebuie să semneze Ioana Mihăilă. Da? Dar nu sunt atât nici de dedicați, nici de îndrăgostiți, nici atât de leșinați după noi ca să-i spună lui Ioana Mihăilă, fă și tu contracte cu monoclonat din ăla sau de care, da? Anticorp monoclonal. Așa, anticorp monoclonal. Nu contează, da. Nu, ia și tu tocilizumabul ăla. Tocilizumabul, da. Dumnezeu, deci România este într-o situație, nu ei sunt de vină că noi suntem atât de imbecili, da? Și că nu suntem în stare să avem la ora asta, la valul 4, după ce să n-avem medicamentele strict necesare care se folosesc în Europa și în Statele Unite. Nu-l avem, pentru că prietenul tău, cu ghilimele de rugare, Klaus Iohannis, a zis în iunie că pandemia s-a terminat. Vrei să-ți mai dau filmul? Că-l mai dau. Că COVID-ul e un fel de gripă mai nu ușoară. Nu, lasă la început. Dom'le, deci a sărit din gafă în gafă, din superficialitate în superficialitate, din aproximație în aproximație, ca să nu zic Cornel, altceva. Nu ai înțeles ce am vrut să spun. Dar îți mai spun o dată. Nu era un reproș, Dumnezeule. Cum ăștia din servicii, care au grijă să controleze procurorii, da, care au grijă să controleze judecătorii, să controleze România astfel încât să nu ia razna, atunci când e vorba de a controla sănătatea, păi n-au făcut nimic pentru că nu le pasă de poporul prietene, român. Prietene, dar nu sunt ei într-un fel implicați în cele 300 de milioane de materiale importate? Ba da. Ok. Păi la modul ăsta le pasă. Deci se mai întâmplă. Deci noi suntem, reprezentăm o țară cu servicii bine cuplate, nu, bine cuplate cu și coordonate cu serviciile externe. Corect. Care-i prețul acestei? Oamenii ăștia au primit liber la intern. Ăsta e sentimentul meu. Au primit liber absolut la intern să facă business, să aibă firme sub acoperire, să nu dea socoteală, să nu fie controlate de parlament, să nu fie controlate, să nu scrie presa prea mult despre ele, să intre în presă, să dirigeze media și campaniile de comunicare, să iei să dea. Au primit liber la intern pentru că ei execută cu fidelitate comenzi externe. Și unii sunt chiar profesioniști. Și plătesc. Și plătesc în afară. Atenție. Da, da. Ca da, la înaltă poartă. Nu e vorba aici de copii, de trup. Deci pe aici de undeva. De milioane și miliarde. Vorbeai de miliardele cu americanii. Așa fac și în Europa. Pe aici pe undeva vine ruptura de logică și de funcționalitate. De aici de undeva vine. Mm-hmm. Tu nu vezi că niciun partid român nu face tărăboi cumplit pe seama implicării în economia serviciilor secrete, a netaxărilor, a libertăților de a intra în competiție fără niciun... Competiție neloială, în primul rând. Evident, fac competiția aberantă, în primul rând, da? Nimeni nu zice nimica, de la președinte până la partidele politice, tot să facă plouă. Și asta e din anii 90. România a împrumutat cu Cioloș 50 de miliarde ca să plătească un stat parazitar, greoi, securistic, da? Să le dea salarii umflate la toți, să tacă din gură. Da? Și a mituit statul prin buget. Și l-a mituit și l-a cumpărat ca să tacă și am mituit inclusiv armata, pentru că și armata până la urmă a fost Măi, noi reprezentăm, îți dai seama, dacă se uită cineva la noi și se uită, am înțeles că e câțiva... Doamne, nu știu. Nu, da. Stai secundă, funcție de astea trebuie să tac sau nu, mă spun. Nu, nici vorba, apocalipsa now. Apocalipsa acum. Hai să spunem că există vreo ieșire, că eu nu văd. Poate tu ești mai optimist. Dacă aș fi președinte sau prim-ministru, să aș fi în politică, sigur că există. Eu cred că există mai multe ieșiri. Un om responsabil repede pune lucrurile în ordine. Face președintele ceva în ideea asta? Nu, n-are nicio idee. Sau nu e hotărât, sau n-are oameni. Nu știu. Nu știu ce e în jurul lui. Bă, e foarte simplu să pui stop la tratament special pădurilor din România, infrastructură urgentă, control pe cheltuirea banilor publici, reducerea imediată a statului ăsta gonflat elefantin, da? Care papă miliardele astea, să știi că ei nu spun, ei zic că au băgat în ceva canale, în ceva șosele, au băgat pe dracu, au plătit lefuri la SRI, la armată, la procuror, la judecă. Totul e umflat și un întreg sistem care se conservă și se apără pe sine în fața omului care dacă face gură ia bastoane.
și ia 1000 de lei pensie pe lună. Și dacă se duce și face gura, acest stat uriaș plătit cu 8, 10, 15.000 de lei, da? Îi dă peste gură. Imediat îi pune, bă, ai încălcat legea, stai cu minte la locul tău, la 1000 de lei. Da? E, asta e România acum. Cineva trebuie să vadă lucruri, să ia pe șleau, nu numai o parte din lucruri. Vine frate cu 10 propuneri Ciolacu, 10 propuneri de dat șpagă, de mituit oamenii necăjiți, de dat pomană, să dăm mai mult la aia, să dăm la gaz, să dăm la... Bă, frate, dar țara nu se schimbă, dar și din ce bani dai? Împrumutăm mai departe la nesfârșit. Ca să dai pomeni nesfârșită. Nimeni nu... Da, dar n-ai văzut că și ăsta Cioloș vine tot la fel. Vine cu plafonarea, prețul... Da, să dai 32% din factură la amărâți. Dom'le, până nu se pun la cale niște mecanisme care să genereze dezvoltare, creștere economică... Am îndepărtat de planul ăla care nu se vede. Nu ai cum, nu are ce cum plan, să... Ce trebuie nu un pic de minte de gospodar. Nu are cum să întâmple asta atât timp când vorbeam despre sistemul acela paralel, da? Toată lumea din politică vrea să ciugulească, să se ia bani de pe buget, Cornel, nu să producă alți bani. Atât timp cât serviciile au procurorii, au judecătorii, au business-urile pe persoană au și fizică. Au și presa, în mare parte. Și presa au, da, 90%, okay, că nu mai discutăm. Da? Adică business-urile pe persoană fizică, servicii secrete, Cornel. Da. Nu vine nimeni să schimbe lucrurile astea. Păi nici nu vor. N-au niciun interes. Spun, nu din potrivă, nimeni. Nu atâta. Bagă tancul pe tine dacă te... Bineînțeles te... că da. Bagă armata pe tine, bagă bastoanele, bagă jandarmii. Bagă să fie orice. Foarte clar. Ne închid. O să închid. Decât să piardă avantajele astea cu care s-au obișnuit. Total. S-au suit pe lefuri mari, pe privilegii. Pe mașini, pe da, secretare, pe șoferi, da. Familii. Își pun amantele unde vor și așa mai departe. Dacă le strici acest mecanism de putere cu beneficii și privilegii, te omoară, te scot din joc, închid instituțiile. O să avem numai la SRI agenție de presă și atât, salut. Absolut. Și pentru că nicio forță nu se ridică ca să vrea asta. Toți care se ridică vor să ciugulească și din politică. Și vezi că Iohannis era înjurat de tine și de Cristoiu și ce mai vorbeam aici, la una, două emisiuni. În momentul în care l-au schimbat pe Stelian Ion, toți oamenii rezerviști ai lui Coldea, Chiovei și Enco, Maior, pentru că cel a făcut parte din sistem și îl uităm de multe ori, au început să-l înjure pe Iohannis. Și a văzut pentru că au ajuns și ei la concluzia că toate lucrurile duc la președinte, că totul se decontează acolo, în inactivitatea lui, în nepăsarea nu, lui. Și că el a schimbat pe Stelian Ion, că nu l-a schimbat Câțu. Da, evident. Da. Dar decontul pentru acestei stări în contul președintelui este uriaș. El nu-și dă seama că nu se mai întoarce la... Crezi că mai contează, îi mai pasă? Păi nu are cum să nu-i pese. Bă, dacă te înjur, tu știi câte lume îl înjură? Crezi că el nu știe, lui el nu primește rapoarte? Nu-și dă seama? Și ți se pare nu-și că dă, nu-și e, dă... dacă e conștient, face ceva pentru asta? Mă, dacă își dă, nu-și dă seama, nu se înfuria, nu-i cădea prost această debarcare a guvernului Câțu. El a crezut că scena politică românească stă drept. E controlată, și toți care media, culegi, care parchetul, da, și că are guvernul, are... Toate partidele îi culeg scamele lui Câțu. Ei, uite că nu-i culeg scamele la pupila domnului președinte. Dau cu ea de pământ și numai atâta râd de am ajuns Câțu cel mai urât și cel mai dezgustător pentru populație. Premier al României, de departe. Câțu și Curț. A, păi nu te supăra, prietene. Nu seamănă de niciun fel, dar sunt foarte identici la capitolul șmecherii. Sigur că da. Câțu a dat bani din bugetul la dispoziție, din banii aflați la dispoziția primului ministru, la primarii care au votat, deci a folosit bugetul public pentru interesele sale politice. Păi și asta proprii. Nu e de anchetat? Păi da, o secundă, uită-te tu la ecran și strigă la DNA. Acum? Asta e corupție, e spălare de bani, e folosirea funcției publice în interese personale. Ăla pentru că a dat la un ziar, nu la 50 de ziare și la 10 Curț. Televiziuni. Da, Curț, da? A zburat așa demisia repede. Ce Orban a dat? Și, au cumpărat presa de un an încoace de la pandemie. Mă, noi vorbim de acum de un miliard dat de primar, știu, de primar pentru meu, vot. Păi nu, o secundă, faptul nu că vorbeai de Curț. Că în istorie, o secundă, au dat tot și de 25 de ani tot dau. Nu, au dat în pandemie foarte mult. Da, și au dat, tălura ca să nu-i înjură, partidele atenție. Au dat la presă de când se știu, da? Acum aici nu au dat partidele, a dat guvernul României. Primul ministru, corect, pe asta spun și eu.
Bă, avem cazul de față, avem parchet, avem DNA, la revedere. Să meargă să-l întrebe. Pe curții l-au dat jos, a demisionat imediat. Probabil i-au spus, bă, băiete, dar restăm. Deja au și luat vreo câțiva din jurul lui, au pus alt prim-ministru, s-a terminat scandalul. Pe de altă parte, asta curții ne-a dat lecții de... A, sigur că da, pe de austrieci au tupeu. Și olandezi au tupeu mare. La fel, nu... Luis Cornel trece foarte... Aranjamentele lor... Luăm o scurtă pauză și mai avem 6 minute. Na. Eu ți-am spus să nu vii. Pauză. Cornel Nistorescu în studiourile de la Lev News, Marius Tucă Show. Așadar, numirea lui Cioloș. Ce înseamnă asta și cum comentezi tot ceea ce s-a întâmplat? Și din perspectiva... Deci, n-am terminat. Da. Există varianta acreditată de Cosmin Gușe că ar fi fost primită în plic. Uh-huh. Eu cred că președintele l-a desemnat pentru că n-avea altă variantă. A primit această variantă surpriză, aparent credibilă, și n-avea încotro. Pentru că dacă l-ar fi refuzat, nu știu cu ce argumente l-ar fi putut refuza, s-ar fi putut trezi cu foarte multe contestări și cu foarte multe critici și inclusiv fluierături. Mai bine, există varianta că intenționat l-ar fi desemnat, ar fi răspuns pozitiv la autopropunerea lui Dacian Cioloș, Dacianul lui Cioloș, ca să zic așa, pentru a-i plăti o poliță, a plăti USR-ului o poliță de la debarcarea guvernului Câțu. E posibil și asta. În același timp, unii, l-am văzut astăzi, de exemplu, pe Marius Oprea, spunea că nu, din nepăsare. Ăsta s-a propus, e singurul care s-a propus, e pe locul 3, mă duc în vacanță 10 zile, mă duc și în străinătate, mă mai duc la o festivitate de premiere, mă mai duc de două ori la Sibiu și pe aia văd dacă ce s-au înțeles. Pe fond, este o încercare, din ce știu eu, din ce știam eu, era prevăzut sau ca la prima strigare, la prima propunere să fie Lucian Bode ca variantă de premier, care să cadă, și la a doua să fie din nou Florin Câțu. Ei, fără Florin Câțu și fără un control prin Florin Câțu, de la Alina Gheorghiu, Lucian Isar și toată gașca asta politică dominantă acum, din PDL, care domină acum PNL-ul, n-ar avea mare succes și nu și-ar putea atinge interesele. Deci e o întreagă grupare care îl susține pe Câțu și încearcă cu orice preț. Circulă acum varianta, am înțeles că abia mâine se înțeleg, se întâlnesc. E o întâlnire interesantă pentru că este invitat și UDMR-ul. Circulă varianta că Florin Câțu ar putea candida cu funcție de prim viceprim-ministru la un prim-ministru pe care îl găsesc în aceste zile, cu acordul lui Claus Iohannis. Dar UDMR-ul a spus că nici vorbă să se înțeleagă cu ăștia. Sunt două programe, două proiecte la USR Plus cu care nu vor fi niciodată. În această poveste a apărut pe neașteptate sacrificatul. Toți au crezut că l-au terminat pe Ludovic Orban. Faptul că Ludovic Orban controlează un grup mai mic sau mai mare, nu am imaginea exactă acum, de parlamentari din PNL, încurcă lucrurile. Pentru că PNL-ul nu mai face majoritate în aceeași formulă fără un 40-35 de oameni din PNL care îl urmează pe Ludovic Orban. Ludovic Orban are șansa de a reridica un steag liberal pe măsură ce acest grup pedist din PNL compromite premierul, compromite gestiunea guvernului. Crezi compromite pe președinte. Va vota pentru un guvern Cioloș? Oamenii lui Orban? Nu știu, nu mă bag în profeții pentru că nu-mi plac. De unde să știu ce? Pot să îți spun un lucru. În România se pot face sau te poți trezi cu cele mai abracadabrante înțelegeri, cele mai demente înțelegeri care se fac, știi cum se fac înțelegerile nebune în România? La pielea goală în porumbiște. Dar știi de ce? Pentru că niciunul nu poate purta microfon și atunci se dezbracă la marginea porumbiștii, se duc în pielea goală, negociază sumele, posturile și așa mai departe, vin și se îmbracă și așa rămâne. În România, în politică, se pot produce cele mai abracadabrante înțelegeri. Cine încearcă să facă profeții pe seama unor înțelegeri între politicienii români este un naiv sau un aventurier.
Negocierile USR-UDMR, moarte din fașe. Kelemen Hunor a primit mandat să se opună la două proiecte considerate cruciale ale USR. Președintele Uniunii Democrate Maghiare din Așa a fost mandatat de parlamentare formațiune să participe la discuțiile de marți, a declarat liderul UDMR, asta Botond. Iată-mă doar o secundă, să vedem care sunt proiecte. Am avut o ședință de grup cu deputați, senatori, PNL, USR, să văd care sunt proiectele. E foarte lungă știrea, hai că pierdem timpul. Cornel, mai avem două minute. Spune-mi, te rog, cumva e și președintele din această... Din ce în ce mai șifonat. Toată aiureala asta se decontează pe seama lui. De ce scrie acolo? Zbor deasupra unui cuib de cuci. Da. Zbor deasupra unei bălți de muci, poate. Nu de cuib vă rog, de cuci. Vă rog, știți că acum CNO vrea și pe online și n-aș vrea să... Noi suntem mai și pe online. Adică era o formă. Și dumneavoastră sunteți cu reportajele. Adică folosiți cuvinte, știți. Cuib de cuci. Pentru că e o casă de nebune aici, de asta era, știi, nu știi, celebrul film, nu contează. Bun, și va trece? Nu știu. Bine, cum vezi desfășurarea? Deci, crezi că vor ajunge la să fie etapa următoare, la următoarea strigare, cel desemnat va rămâne. Eu nu cred că președintele are curajul să meargă tot cu Florin Vasilică Câțu, nu. Pentru că asta îl nenorocește niciodată. Ca percepție. Am înțeles. Deci va trebui să vină cu cineva și probabil că PSD-ul, așa cum iarăși am auzit foarte multe se va uni comente. Cu va sprijini un guvern minoritar. Un guvern minoritar. Acolo se duc Dar lucrurile. Te gândești că se poate ajunge la un guvern de Uniune Națională sau un guvern PSD-PNL? Păi asta înseamnă susținere. Nu, să fie pur pe și față, simplu, nu, pe față nu, în guvern. Nu cred. Păi nu se prea să conducă România pe următorii trei ani și așa și mai departe. Nu cred, ar fi descalificant pentru președinte, incomod, teribil. Se fac vrea să aibă un mandat liniștit până în 2024. Da, dar tot pierde din asta, pentru că face o concesie uriașă celor pe care i-a înjurat în permanență și a zis că trebuie scoși din politică. În același timp, PSD-ul se compromite definitiv cu toată... Cornele, noi doi nu ne-am certat niciodată, dar eu cred că a venit momentul. Măi, eu când aud de Cioloș, tu spui, doamne, că ar putea să fie o soluție. Băi, ăștia din USR Plus au avut de când sunt la guvernare Ministerul Sănătății, care cred că... Și vor să-l ia de nou cu Vlad Voiculescu. Păi bun, având în vedere catastrofa umanitară, pentru că vorbesc și eu cu prieteni... Da, e o catastrofă umanitară, da. Prieteni din spital, scapă cine din poate. Din moment ce Cornel. A cerut ajutor extern, scapă e o catastrofă cine poate. Da, corect. Pur și simplu, fără medicamente, fără oxigen. Da. Ăștia au tupeu să vină să facă ei guvernul cu Cioloș, USR Plus, când au avut Ministerul Sănătății un an de zile și vorbește toată lumea, Europa de valul 4, și n-au cumpărat un capăt de ață? Domnul coleg, eu cred că Cioloș poate să facă față, să rezolve, să decide niște lucruri, în măsura în care cred că tu sau eu pot să fac același lucru, dacă suntem ghidați de bun simț, de principalele priorități pentru populație, de nevoile stringente și luăm măsuri corecte. Parcă te-ai născut alături, Cornel Nistorescu. Dom'le, deci pornesc de la această premiză că orice om care are un pic de minte și caracter și un pic de patriotism, da, e în stare să scoată, să ia niște decizii corecte. Și Cioloș poate să facă asta. Că toată adunătura din preajma lui este făcută pentru a ciuguli banii, pentru a vămui fondurile. Ok, înțeleg. Și de asta are Am șanse depășit. Puține și de a pierde. Ne dau afară. Hai noroc. Oamenii, hai noroc, bună sănătate, tuturor. Seară bună. Da, după ce ai făcut disecția asta, am mai zis seară bună. Noapte bună, poate. Noapte bună. Ne vedem mâine seară. Cine mă aproape.